Eu sunt Camelia și astăzi vreau să vă arăt untul de alune făcut cu voi în direct și am publicat video pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo a fost publicat integral cum a fost făcut în direct, ca să vedeți cât durează timpul de preparare al acestui unt de O alune. să fac puțină gălăgie. Avem alunele noastre. Eu aici am 100 de grame, dar putem pune și 200 și am să mai pun câteva ca să putem face untul. Deci să mai punem încă 100. Și acum încet, încet o să mixăm Așa. totul. Vedeți? Și dacă e nevoie, o să adăugăm și o lingură de ulei. O lingură, o linguriță, o să vedem imediat. Și facem puțină gălăgie. Am să dau puțin mai departe. Așa. Ia uitați. Să vedeți cât de repede și cât de ușor se face untul de alune. Vedeți? Măcinăm. Deci trebuie să insistăm și să avem răbdare. Vedeți? Măcinăm, măcinăm, măcinăm până când iese uleiul din alune. Și continuăm. Să vedeți ce repede se face și... Dacă e nevoie, de pe margine o să dăm cu o linguriță. Așa, în interior. Și continuăm să amestecăm, să mixăm aici. Vedeți consistența? Ia uitați cum arată. Din ce în ce, vedeți, se strânge și uleiul o să iasă și se obține untul de alune. Și acum mai mixăm puțin. Așa. Așa, și ca să nu meargă în gol, cum am spus, putem adăuga o linguriță de ulei de floarea soarelui. Dar noi o să facem așa, fără, și dacă e nevoie, adăugăm. Așa, vedeți? Ia uitați. Așa, din ce în ce se strânge și o să iasă uleiul și obținem untul de alune și amestecăm din nou. Și când vedem, la mine merge în gol, este mică, de capacitate mică și merge în gol. Ia uitați, vedeți? Din ce în ce, deci trebuie răbdare, puțină răbdare. Dacă doriți să-l faceți acasă, bineînțeles. Astăzi vreau să vă arăt și untul de alune. Așa, să punem și o linguriță de ulei de floarea soarelui. Așa, o linguriță plină. Așa. Și acum să mixăm din nou. Așa.
Ia să vedeți cum și-a schimbat consistența, dar tot mai trebuie, ia uitați, vedeți? Uitați cum s-a strâns. Și dacă vi se pare că este foarte tare, mai adăugați încă o lingură de ulei. Ia uitați cum arată. Așa. Noi o să-l mai mixăm încă puțin. Ia uitați. Vedeți? Așa. Și dacă e nevoie, mai adăugăm încă o linguriță de ulei. Punem înapoi paletele noastre. Așa. Și mai învârtim. Amestecăm puțin. Ia uitați. Începe să prindă formă. Ia uitați-l. Vedeți? Așa. Am să scot să mai amestec puțin. Ia uitați cum s-a făcut. Și avem untul nostru de alune. Și apoi amestecăm într-un vas. Puțin. Și cum am zis, dacă e nevoie, mai adăugăm puțin... puțin ulei să fie mai moale și mixăm din nou. Ia să-l vedem acum cum arată. Ia uitați. Vedeți? Așa. Îl mai amestecăm încă puțin. Punem căpăcelul aici și închidem. Și mixăm din nou. Să vedem acum cum arată. Ia uitați, să scoatem puțin lamele. Vedeți cum s-a transformat? Ia uitați-l, untul nostru. Și o să mai amestecăm puțin și este gata. Și o să-l punem într-un borcanel, în ceva. Așa, și am să mai amestec puțin și este gata. Și astăzi am făcut și unt de alune.
Ia să vedem. Ia, cred că este gata. Ia să ne uităm, să scoatem paletele. Ia, uitați aici untul nostru de alune, vedeți? Ia, uitați-l. Așa arată. Vedeți? Făcut în direct cu voi. Am să mai mixez puțin, puțin și să-l punem într-un vas. Untul de alune. Ați văzut cum se transformă alunele în această, în această pastă? Așa. Și mai mixăm puțin. Și apoi îl vom pune aici într-un vas. Așa. Și mai mixăm puțin. Că este gata, dau deoparte și untul nostru de alune este gata. Ia să scoatem. Așa. Ia să vedem cum a ieșit. Ia uitați-l și o să punem totul așa aici. Ia uitați-l cum arată. Vedeți? Și o să punem untul nostru aici în păhăruț. Ia uitați-l cum arată. Se vede, nu? Untul de alune, făcut în direct cu voi. Doar alune și o linguriță din această mică de, de ulei. Așa, ia uitați. Ia uitați ce avem noi aici. Ia să scoatem tot și să vedem cam cât ne-a ieșit. Deci am avut aproape 200 de grame de alune. Vedeți? Iese exact un pahar de apă de 200. Să încercați să faceți acasă. Uitați untul nostru de alune. Untul nostru de alune este gata. Ia uitați-l. Făcut în direct cu voi. Unt făcut acum în direct. Încă este cald de la cât l-am mixat.